bine și ce e rău, când în voia lor s-o arunc, iată, fără Dumnezeu. Ce folos că știi Scriptura și o citești din filă în filă, dacă n-ai inimă bună, iubire și bunătate? Ce folos, iubite frate, ia gândește ce folos să vorbești de sănătate când tu ești sănătos. Dacă în casa ta e iadul, ce să mai vorbești de rai? Ce folos că ai credință dacă fapte bune n-ai? Ce folos că are omul cap destul de măricel dacă e gol de înțelepciune și n-are nimic de el? Ce folos că schimbă părul, dar nanagul nu și-l schimbă? Ce folos mai ai de gură dacă n-ai lacră, părinte?